Bine v-am găsit! Badantele, un subiect sensibil pentru România, cu acesta începem. Izgonite de lipsa de șansă și de iluzia unui venit mai mare, sute de mii de femei din România au luat drumul pribegiei, lăsând în urmă familia, copiii și statutul social. Ajunse în Italia, Germania sau Austria, n-au făcut nimic altceva decât să îngrijească bătrâni și să trimită ceva bani acasă. Majoritatea dintre ele au înțeles că banii nu justifică înstrăinarea și destrămarea propriilor familii. Și aici începe drama. Unele nu s-au mai întors acasă în viață. Pandemia a acutizat aceste crize. Dramele s-au înmulțit de aproape două decenii. Poartă și un nume. Sindromul Italia. Ridicarea vizelor în 2007 și zborurile low cost au favorizat exodul românilor spre Europa. N-au făcut altceva decât să exporte șomajul României pe alte meleaguri. Potrivit unui recent studiu, la 8,5 milioane de persoane ocupate, 3,4 milioane de persoane plecate înseamnă un șomaj latent de 27%, cât aveau Statele Unite în timpul marii crize. Îmbătrânirea Italiei și absența serviciilor sociale a făcut necesară prezența îngrijitoarelor. O relativă și recentă prosperitate a făcut ca și în zonele altădată sărace ale Italiei să existe badante românce. Într-o 1990-2020, în trei decenii, vârsta medie a italienilor a urcat de la 37 de ani la 47 de ani. Natalitatea scade lent, dar inexorabil, din 1970 încoace. Bătrânii peste 85 de ani sunt mai numeroși decât copiii între 0-4 ani. Situația se datorează, desigur, emigrărilor masive din anii 1950-1970, care a dus la scăderea natalității. Foarte greu, pentru că nu cunoști limba, nu știi să te descurci în familie, pentru că lucrezi la o familie, ei au tabieturile lor, bucătăria lor și depinde și de la o regiune la alta. Încet, încet am reușit și am început să fac de toate, dar dacă aș veni de la început, nu aș mai veni. În funcție de vârsta la care vin, badantele se instalează și locuiesc altfel. Cele care vin între 20-30 de ani trec repede de la munca de badante la munci în curățenie și se instalează în Italia. Cele care vin după 40 de ani revin în țară după câțiva ani de muncă sau, dacă au fost badante mai mulți ani, își aduc familiile și trec de la munca de badantă, care locuiește cu persoana îngrijită, la un regim de muncă de 8 ore. Există în Italia 4 milioane de bătrâni peste 80 de ani și 600 de mii de femei din România, în bună parte badante. Badantele sunt angajate cel mai adesea pentru cazurile de demență senilă și de Alzheimer. La o incidență de 15% a demenței Alzheimer la persoanele în vârstă de peste 80 de ani, un număr de aproximativ 600 de mii de cazuri de Alzheimer înseamnă că badantele românce se ocupă mai ales de bătrânii cu demență. Eu am lucrat în Sicilia timp de 13 ani și de 3 ani m-am întors acasă cu sănătatea la pământ. Sunt operată și am plasă la burtă. Din cauza efortului fizic am făcut sindrom aderențial și o dilatație vasculară la aorta principală, iar coloana vertebrală cu probleme degenerative. Deși numeroase, câteva sute de mii, badantele românce nu au o asociație proprie, ori sindicat propriu. Cercul încrederii, cercul de cunoștințe nu depășește câteva persoane apropiate. Pe de altă parte, munca de badante nu e dependentă de ciclurile economice, ci este independentă de mersul economiei în ansamblu. Sunt 17.000 de românce numai la Verona, de exemplu, cât populația unui oraș ca Mizilul. La un asemenea număr ar fi de așteptat să existe și asociații ale badantelor. Ele nu există. E imperios necesar ca statul român să trimită inspectori de muncă în orașele mai mari ale Italiei pentru a oferi consultanță juridică și sfaturi informale acestor persoane precare. Există asociații ad hoc, grupuri de discuții pe Facebook, care totuși nu asigură o coeziune necesară pentru a revendica drepturile firești. Bineînțeles, ne stresăm pentru că suntem departe de casă, de familie, de cei dragi, faptul că nu poți să-i vezi. Stresul este și dacă găsești o familie mai neînțelegătoare. Ce să fac? Cum să mă comport? Intri în panică. Suntem departe de cei dragi și asta ne termină. Stresul psihologic. Chiar dacă noi muncim ca ei să stea bine, noi știm că ei, familia de acasă, nu stau bine. Nu putem da vina la nesfârșit pe abuzurile comise de beneficiari. Badantele sunt neputincioase în fața abuzurilor, doar în măsura în care ele însele sunt incapabile de asociere. În ultimii 10 ani există mai mult de 3.000 de cazuri de femei românce ajunse în Italia ca badante sau ca menajere și care sunt expuse la a se îmbolnăvi de sindromul Italia.
În anul 2017, aproximativ 170 de femei întoarse din Italia, Spania și Germania s-au adresat psihiatrilor din Socola, suferind de stări patologice legate de munca pe care au depus-o, iar numărul lor este în creștere, după cum arată datele din primele luni ale anului 2018. Cum să vă spun, nu era nimic de comentat acolo, însă eu mă săturasem de Italia. Deja copiii erau fiecare la casa lor, Ioana terminase, intrase și ea în serviciu, se descurca cu salariul și atunci am zis stop, trebuie să merg acasă. Și soțul ieșise la pensie și am spus am stat destul, destui ani am stat unul departe de altul și atunci am luat hotărârea să vin acasă. Totuși, dacă sprijinul din partea autorităților române lipsește și dacă badantele nu reușesc să se strângă într-o asociație profesională, statul italian caută să reglementeze situația. Astfel, din octombrie 2020 a intrat în vigoare noul contract colectiv de muncă, contract care aduce multe schimbări benefice pentru badante și menajere, sector ocupat de românce. Contractul își presupune eradicarea muncii la negru, situație în care, din păcate, se găsesc astăzi 50% dintre lucrătoare. Contractul se va aplica în cazul celor 860.000 de lucrători cu acte în regulă din cei peste 2 milioane de lucrători din acest sector care muncesc la negru. Da, un subiect sensibil, badante sau îngrijitoare, mai pe înțelesul tuturor. Cerasela Rădulescu, jurnalist Metropola TV, este în platou și ca de obicei în fiecare vineri, Cristian Petruț Vasilache, avocat și expert în economie. Bună seara! Bună. Încep cu noastră pentru că trebuie să facem un scurt istoric, dar fac o mică paranteză înainte, pentru că din ce spun specialiștii, ce înseamnă sindromul Italia, pentru că, spun ei, nu este unul depresiv, ci este un fenomen medico-social, atenție, ceea ce se întâmplă acolo și aceste femei se duc, unele dintre ele complet nepregătite, nu știu ce le așteaptă acolo. Bun, a fost pus în evidență în anul 2005 de doi psihiatri ucrainieni și a fost preluat de specialiștii psihiatri români. Cum se manifestă? Primele simptome care apar sunt doar fizice, fără o legătură aparentă cu o tulburare psihică, apar dureri de spate, de membre, tulburări gastrointestinale și de somn și modificări de apetit, au explicat specialiștii. Cam acestea sunt primele simptome, dar haideți să facem un scurt istoric, pentru că avem și putem vorbi aplicat pe acest subiect. Acest tratat l-am citit și am văzut ce înseamnă sindromul Italia. Într-adevăr, cei doi cercetători ucrainieni au atins exact ceea ce se întâmplă cu acest segment feminin, că vorbim de feminin, de bandantele și în special de cele din România. Pentru că ați vorbit de un contract colectiv de muncă din 2020. Până în 2020, într-adevăr, legislația italiană a încercat să se pună la punct cu acest aspect. Nu au reușit. Din cauza unui aspect social foarte important. Și aici trebuie să mergem, într-adevăr, ce se întâmplă în Italia în ultimii 60-70 de ani. După al doilea război mondial, într-adevăr, a fost o reconstrucție a Europei. Femeile, în general, au stat acasă și s-au îngrijit și au îngrijit bătrânii, pentru că e o problemă de latinitate aici în Italia. Își îngrijesc bătrânii, nu și lasă prin nazile și așa mai departe. Dar, odată cu dezvoltarea Italiei, normal că și femeile au început să muncească, lăsând loc liber și lăsând bătrânii neîngrijiți. În Italia, o societate care are grijă de cei care sunt în vârstă, cei care sunt în nevoie, sistemul de stat nu a fost atât de bine pus la punct și nu a fost pregătit pentru lucrul ăsta, pentru că a fost o explozie a femeilor care se duceau la muncă. Și rămâneau bătrânii, rămâneau neîngrijiți, cu diferite boli. Cu toată tradiția. Cu bolile și cu bolile bătrâneții. Că da. Te atinge și, chiar dacă stai lângă Mediterana, te atinge și o boală a bătrâneții. Asta e clar. Și au avut nevoie de acest tip de servicii, acest tip de prestări de servicii. S-au îndreptat, într-adevăr, spre țările mai sărace, cum este cazul nostru, a României. Asta e clar, e un fapt istoric, adică nu trebuie să-l mai negăm. Într-adevăr, în România a început să crească nivelul de trai, dar nu atât de mult încât să oprească. Și vedeți foarte bine că sunt multe doamne care se duc în continuare să muncească pe acest tip de muncă, cu toate că sunt anumite pericole. Și o să spun și de anumite regiuni unde sunt probleme. În ultimii 20 de ani a apărut acest sistem în care cetățeni, femei în general, din România, au plecat să îngrijească bătrânii din Italia. Și aici au apărut aceste dereglări de societate, societare aproape, pentru că te depărtează de familie, îți lași familia acasă
Și exact ce au scris cei doi cercetători ucraineni, pentru că am discutat și am și citit tratatul, într-adevăr, și este asimilat de toată societatea italiană acest lucru, sindromul Italia, este într-adevăr, se întemeiază pe lucruri reale. Pentru că apare o depărtare socială de familia care ai părăsit-o din România, apar situații în România... Practic te rup total. Te rup total. Și mai sunt probleme și cu restul familiei care e în România și mai mult decât atât, ele intră într-un sistem pe care nu îl înțeleg. Acolo este într-adevăr o situație de strigă de ajutor al acestor persoane. Într-adevăr e o diferențiere între ce se întâmplă în Toscana și în nordul Italiei cu ceea ce se întâmplă în Calabria sau Catania. Pentru că, de exemplu, au fost realizate și omoruri. Iată în zona despre de sud ce vorbeați. Nu este clar. Cifre. Da. În Italia, 860.000 de badante. Oficial, la spuțin. Nu se știe. Da. Vorbim de mult mai multe persoane care pleacă fără acte și stau în zonele, pentru că știți foarte bine că sunt sate aproape părăsite în Italia. Și știm lucruri de genul ăsta. Sau acolo în sate de genul ăsta, unde nu ajung foarte repede să dea și să ia legătură cu autoritățile. Mai mult decât atât, dacă n-au acest contract colectiv de muncă, care este la nivel național, pentru că statul italian și-a dat seama că e o problemă și are nevoie de badantele din România, este o problemă și de natură penală, pentru că tu nu poți să pleci să lași nevoie familia pe care o îngrijești. De ce? Pentru că părăsirea acestuia, nejustificat și fără a avea un preaviz sau o notificare de reziliere, poate să te ducă spre o urmărire penală din partea autorităților penale, pentru că este o infracțiune în codul penal. Nu ai voie să părăsești familiile în nevoie. Dacă te-ai angrenat la acest aspect, trebuie să-l duci până la capăt. Deci sunt diferite probleme, vedeți, și sociale, dar și de natură penală. De aceea cetățenii români ați avut dreptate. Ar trebui să fie foarte bine instruiți. Păi... Și ar trebui să fie foarte bine urmăriți de către asociațiile care și le fac români acolo, am văzut lucrul ăsta. Dar și statul român ar trebui să țină cont, pentru că sunt cetățeni români. Cred că e greu să constitui o asociație. Trec pe la tine, Cerasela, pentru a discuta puțin despre ce reprezintă această comunitate, să zicem. Pentru că sunt persoane care se duc acolo. De ce români cei mai mult decât, nu știu, da, asta... persoane din Serbia? Vom discuta și despre situația din Austria, pentru că avem două doamne care sunt acolo. Te rog. Aceasta ar fi întrebarea, Gabi, ne-o punem jurnalistic. De ce Italia? De ce a început Italia fenomenul, așa cum spunea și domnul avocat? Unul, pentru că italienii nu-și duc părinții la azil. Am observat în nord, unde am și locuit, că ei merg la azil. Într-adevăr, fenomenul nu există. Există îngrijitoare la domiciliu și nu sunt din România. De ce nu s-au îndreptat către țările nordice? Italia este fenomenul Italia, fenomenul Italia este pentru că există, a existat, s-a și amplificat, pentru că statul italian a permis așa ceva, iar noi am furnizat această forță de muncă necalificată. Că practic e o forță de muncă necalificată, facil de obținut din afara țării. Da, corect. Poate fi și aceasta o... Aflăm și de la fața locului. În fine, nu din Italia. Vedem cum stau lucrurile în Austria. Doamna Gabriela Spitzka, administrator de firmă de recrutare, este în legătură directă cu noi. Sărut, bună, doamnă! Bună ziua! Vă salut și pe dumneavoastră și invitații din platou. La noi în Austria... Și un pic o secundă, trebuie să o introduc și pe doamna Mărioara Iuhas. Sărut, bună! Bună seara! Da, vă rog! Așa, la noi pe nivelul statului austriac lucrurile stau un pic mai altfel decât în Italia. Stați puțin, haideți să identificăm așa ce fel de femei ajung acolo, care acceptă asemenea munci, să zicem. În ce situație sunt în România și de ce acceptă să plece din țară? În general, de exemplu, la agenția mea, personalul este divers. Am fete care sunt pensionare, am fete care au fost în România angajate în diverse instituții, nu numai de la țară, sau numai femei care nu au o cultură generală sau nu știu cu ce se mănâncă acest lucru. Am avut fete și mai am încă fete tinere care au muncit și în paralel au studiat la facultățile din România. Datorită faptului că în Austria există un alt mod de a lucra, deci există
posibilitatea de a veni pe teritoriul austriac și de a lucra 28 de zile, 4 săptămâni, maxim 2 luni, și se pot întoarce înapoi în România. Deci pot să-și și presteze munca pe teritoriul austriac și să fie lângă familie. Da, dar sunt cazurile fericite. Bun, sunt studente, urmează cursuri, apoi merg la muncă, câștigă niște bani și, eu știu, își finanțează, să zicem, studiile sau altceva. Dar ideea este următoarea. Din experiență proprie știu persoane care în România erau asistente medicale sau chiar medici și au plecat acolo ca îngrijitoare, ca badante. Pentru că situația în țară nu era deloc roză. Și, într-adevăr, acum au mai crescut veniturile. Dar acum 10 ani, 15 ani, lucrurile stăteau foarte, foarte rău în sistemul medical românesc. Și atunci au plecat acolo. Pentru câți bani pleacă? Deci, eu sunt unul din exemplele care am plecat din România aproximativ 20 de ani. Am lucrat și eu în acest sistem ca și îngrijitor, înainte de a-mi deschide această firmă pe teritoriul austriac. Și am fost împinsă, în fine, cum știm toți, de insuficiența financiară de care m-am lovit în România. Și am lucrat pe 950 de euro. Nu aveam acte, am lucrat la negru. Și cât plăteați chirie din 950 de euro? Absolut nimic, pentru că locuiești la locul faptei. Adică locuiești în casa pacientului. Deci masa și casa sunt asigurate? Absolut. Ei, din 2007 s-au schimbat lucrurile, 2008 s-au schimbat lucrurile în Austria. Statul austriac așa a creat un sistem, exact ca și cum ar fi la noi sistemul PFA. Femeile sunt asigurate, un sistem cum este la noi CAS-ul, și se lucrează absolut legal. Nu prea acceptă familiile munca la negru și nici nu am auzit așa ceva, pentru că, în paralel, statul austriac conferă un ajutor social pentru familiile care au îngrijitoare la domiciliu, acasă, și atunci, normal că nici nu își doresc ca să aibă un îngrijitor care să nu fie înregistrat în sistemul austriac. Da. Doamna Iuhas, de cât timp sunteți în Austria? Ne auziți? Da, vă aud. Bună seara, invitațiilor dumneavoastră. Din 2007 lucrez pe Austria. Un an de zile am lucrat și eu la negru, fără acte, pentru că nu se făceau acte, și din 2008 lucrez cu acte. Ce faceți acolo? De ce vă ocupați anume? Care e munca? Îngrijitoare de bătrâni. Și ce implică această muncă? Spuneți-ne, bine, normal că ne închipuim ce implică munca aceasta, dar există și o parte mai puțin cunoscută, tocmai ce vorbeam mai devreme despre sindromul Italia, despre faptul că rămâi foarte mult timp cu acea persoană în vârstă, că nu mai comunici foarte greu cu cei de acasă, și atunci, mai ales în această perioadă cu pandemia, când foarte multe îngrijitoare au fost izolate cu acea persoană în vârstă, au căzut cumva în depresie. Eu 3 luni jumate, la prima pandemie, anul trecut, am fost blocată în Austria și nu am putut să plec. Bun, erau din ăștia cărăuși la negru, care te ducea pe sume, poate cât câștigai pe jumate de lună, la 600-700 de euro. Erau care șoferi care îți cereau, dar te lăsau undeva înainte de vama ungurească și de acolo trebuia să fie singură pe jos. Și eu nu mi-am permis să fac chestia asta, și pentru că toate care au rămas blocate în Austria, alea 3 și jumătate, pe perioada când a fost granița închisă, statul austriac mi-a dat 500 de euro un cadou pentru drept mulțumire, pentru că am rămas cu bătrânii și nu i-am abandonat. Cât câștigați lunar? Păi am 85 la zi, din care îmi plătesc asigurarea de sănătate și pentru pensie și transportul. Da, am înțeles. Cam cu cât rămâneți? Cât economisiți? Undeva la 2300. Undeva la 2300-2400 pe
rămân bani curați în mână după 28 de zile. Dar v-ați confruntat și cu situații, numai puțin vă rog, v-ați confruntat și cu situații puțin diferite sau care v-au deranjat din partea celor pe care i-ați îngrijit? Da. Știți cum în meseria asta eu sunt calificată de pe tipul Ceaușescu. Am făcut școala de surori de Crucea Roșie, 3 ani de zile. Și în meseria asta poate să-ți plângă inima de supărare sau orice durere ai, trebuie să spești că ăla nu știe că ai probleme sau că ai o durere în suflet sau ceva. Mai ales de sărbători, de zile de naștere, când nu ești acasă lângă familie, pe asta îi închin pe majoritatea femeilor. Da, doamna Spițca. Da, vă rog. Bun. Am văzut partea frumoasă a lucrurilor, ce solicită sistemul austriac de la aceste doamne, ce le asigură. Asta e partea bună. Există însă și o parte mai puțin bună, o parte gri, să zicem, sau neagră în unele cazuri. Pentru că nu toate aceste doamne sunt calificate pentru munca aceea. Ajung acolo pentru că își doresc să câștige mai bine decât în România, dar se lovesc de niște realități. Austria nu este doar țara aceea cu munți și cu totul aranjat la linie. Sunt și alte aspecte. Sunt situații diverse. În general, în Austria avem foarte multe grupuri pe site-urile de socializare, unde foarte multe îngrijitoare aduc o informare foarte clară a situațiilor și negative și aduc și un aport foarte mare ca cea care vrea și se decide ca să apuce acest drum să știe despre ce este vorba când ajunge pe teritoriul austriac. În Austria nu stau situațiile chiar ca în Italia, deoarece noi aici avem câteva organizații care chiar se implică în viața îngrijitorilor români și slovacii sunt foarte organizați. Și vreau să vă spun că își aduc chiar raportul. Chiar la ambasadă a avut o întâlnire, acum să zic vreo 4 săptămâni, organizațiile de pe teritoriul austriac, de români și slovaci, s-au întâlnit cu lucrătorii din ambasadă și au purtat o discuție pentru a face o reformă la nivelul acestei branșe pe teritoriul austriac. Asta e foarte bine, dar sunt persoane care ajung pe stradă. De ce? Da. Haideți să vă spun de ce. Situațiile sunt diverse. Dacă tu, ca persoană, îți alegi această cale, există foarte multe agenții, adică de fapt sunt ilegale, au răsărit ca și ciupercile pe teritoriul românesc, pe teritoriul slovac, pe teritoriul bulgar, care le fac o minimă informare femeilor, le iau fără cunoașterea limbii germane, fără profesionalism și când ajung aici la familia care are nevoie și bătrânul care, sau bătrâna care necesită ajutor, se lovesc pur și simplu ca de un zid. Se simt înstrăinate, se simt în nesiguranță pentru că au plecat după 2-3 vorbe fără ca să fie complet informate de fapt ce înseamnă această muncă. Munca de îngrijitor are foarte multe, foarte multe situații în care le solicită pe femei. Pentru adică, că mai exact, ce? Dacă ar fi numai îngrijire, ceea ce se și spune că în Austria există cadrul superior de îngrijire, unde necesită cunoștințe medicale, sau această formă de îngrijire la domiciliu, în care femeile trebuie să se organizeze, să facă o îngrijire corporală, să-l ajute la îmbrăcat, la dezbrăcat, alimentație, socializare, plimbări. Asta ar fi, de fapt, munca. Dar, din păcate, nu toate agențiile iau în interiorul lor un loc de muncă care necesită numai aceste lucruri. Și atunci sunt femei necunoscătoare de limba germană, ajung lângă un pacient care, de fapt, are o cărcăra de handicap, că la noi în Austria este între 1 și 7, deci aproape de paliativ, necunoscând
limba, nefiind profesioniste, pur și simplu cad în acea depresie de care dumneavoastră vorbeați, cele multe fug sau sunt puse ce, în situația ce se întâmplă când ajung pe stradă, ca să tragem totuși o concluzie și în platou cu această situație? Haideți să vă spun, din fericire pot să spun că comunitatea românească din Austria este foarte receptivă. Dacă o fată ajunge pe stradă, automat se face o vâlvă foarte mare și unul dintre transportatorii care sunt în teritoriu o duce până în România. Se organizează foarte bine fetele pe teritoriu. Din fericire. Și Austria nu e atât de largă, nu e atât de mare. Dar eu consider că această muncă pe care fetele o prestează aici în Austria, sunt foarte multe fete care ar lucra în România dacă ar fi un pic mai bine plătite și dacă ar regăsi această alternativă pe teritoriul românesc. Corect. Pentru că și noi avem bătrânii noștri. Și cred că dacă statul ar pune un pic la dispoziție un minim ajutor, cum este în formula Austria, deci au niște bani de handicap, destul de mulți, ca să poată să angajeze un îngrijitor, cred că atunci s-ar înjumătăți total cele care vin în Austria să muncească. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții, da, mai ales cei cu pensii speciale, sigur ar avea... Este clar o decizie economică, asta e clar. Deci vedem exact ce discrepanțe sunt, ce discuții sunt. Statul austriac plătește familiei care are nevoie de badantă, plătește o anumită sumă de bani, da? Care l-a ajutat pe acesta, care e nevoie să plătească aceste sume de bani. Deci vedeți că este o discrepanță și ajungem întotdeauna la situația economică. Și dacă începe să face diferențiere între economia Austriei și economia românească, clar, economia Austriei, când ne referim la Austria, mai devreme discutăm de Austria, este clar câștigătoare Austria. Are posibilități din mai multe zone europene. Și logic, pleci de aici de la salariul minim sau mediu pe economie și te duci acolo pe... Nici nu putem să punem un stigmat pe aceste persoane. Ele pleacă clar dintr-o nevoie clară economică. Că sunt mai pregătite, nu sunt pregătite, că sunt date afară, sunt pe stradă, vedeți foarte bine, și aici trebuia pus în discuție, totuși, dacă tot mă obligi să fiu ca un fel de PFA, că despre aia vorbim de Austria, trebuie să am și o minimă protecție din partea statului austriac, pentru că în momentul în care eu deja am semnat contractul cu acea familie, eu nu pot pleca oricând și oricum. Dar problema era în momentul în care lucrezi la negru sau nu știi ce ai semnat și pentru cine te duci acolo. Vedeți că este deja și pentru familia care plătește din Austria. Că austriacul a zis foarte bine. Austriacul nu prea acceptă lucrul ăsta pentru că s-ar putea să fie o mică evaziune fiscală și le e ca în frică. Nu e ca în sudul Italiei sau ca în România. Deci acolo se respectă într-adevăr regulile. Problema este că vedeți foarte bine, ei sunt, românii se auto-organizează. Și ați văzut exemplu foarte clar. Sunt situații punctuale în care toți care reprezintă țara asta prin Europa, și aici mă refer cel de la Ministerul Afacerilor Externe, ar trebui să țină cont de lucrul ăsta. Deci ar trebui să-și instruiască personalul care se află în consulate și să discute, să fie mult mai apropiați de acești cetățeni, pentru că sunt cetățeni români. Nu poți să-i lași doar la auto-organizarea dintre ei. Trebuie să și intervii. Pentru că și tu ai niște beneficii prin sumele de bani care îți vin. Am văzut ce face statul român în edițiile precedente. Facem așa o trecere. Corect. Către acel marinar român care și-a pierdut viața, care muncea în afara țării, dronă, un contract de muncă, cu contract era capitan de vas. Aici nu mai vorbim de muncă la negru și așa. Și cu o profesie destul de grea, capitan de vas chiar, am fost surprinsă când am citit că pur și simplu nu era un simplu marinar, era capitanul acelui petrolier israelian. A fost ucis într-un atac armat odios al unei organizații, a unui stat care reprimă, care e cunoscut pentru Iranul, nu? Garda Revoluționară Islamică din Iran. Da. Și nu am văzut reacții după 5 zile din partea autorităților române. Nici în momentul de față, noi nu știm, este liniște, cine este acel capitan de vas. Nu am văzut să se vorbească la vârful statului despre acest subiect. Pentru că mi s-a spus că este un subiect delicat pe surse. Cât de delicată poate fi viața unui român, până la urmă, dincolo de conflictul
Da, avem aici, într-adevăr, o bucată din ceea ce s-a întâmplat acolo, dar trebuie să ne facem idee de tabloul complet, pentru că în presă a apărut și istoricul vizitelor sau relațiilor între România și Iran. Ultima vizită a fost a lui Ceaușescu, da? Undeva în 1900. De acest deci lucru trebuia să trei decenii au trecut de când niciun șef de stat din România nu a mai ținut legătura cu Iran. Ok. Bun. Asta este o chestie între state, da? E o treabă între state. Dar la nivel occident... Dar aici vorbim de o situație, scuzați-mă. Aici vorbim de o situație care, la, eu ce am văzut, am văzut și în presa germană, și în presa franceză, și în presa americană astăzi. Da. Presa germană chiar l-a criticat pe șeful statului, al nostru, pe domnul Iohannis, da? Și pe ministrul afacerilor externe, că au băgat capul nisip și au așteptat 4 zile să treacă, de joi până luni, ca să aibă și ei o reacție. Pe ce temei au făcut lucrul ăsta, având în vedere că știau foarte clar că au fost anunțați de statul Israel. Bă, v-au omorât, aveți un român mort din cauza atacului. Au transmis condolențe, domnule avocat, Statele Unite, NATO și România nu a transmis condolențe. Șeful statului nu i-a transmis condolențe familiei acestui marinar. Cum să nu faci lucrul ăsta? Ăsta este clar, clar un exemplu de stat care nu își protejează cetățenii în toate situațiile. Nu mai vorbim de bata. Vorbim de o situație de genul ăsta. Da. Deci, într-adevăr, este o situație de război. Da. Deci, sunt în război. Este. Am înțeles. Dar tu ai avut un cetățean român care era, care avea activitate de natură comercială, nu militară, da, care a fost omorât de una dintre aceste părți beligerante. Tu trebuie să ai o poziție extrem de fermă, să-ți protejezi măcar identitatea ta ca stat român, că își protejează cetățeanul. Nu faci lucrul ăsta și știți ce spun celelalte țări? Păi exact ce a spus ziaristul din Germania pe Deutsche Welle despre autoritățile din România, că au stat foarte bine și au făcut weekendul liniștiți. Vacanță. Și luni poate au avut o discuție așa, la o șuietă de o cafea. Păi, știți că noi suntem obișnuiți așa și în pandemie am făcut lucrurile acestea. Păi, luăm, în weekend avem liber, nu contează ce se întâmplă, luăm luni măsuri, pentru că de obicei nu aveam noi o celulă de criză când s-a întâmplat la Ministerul de Externe, așa mi-amintesc ca jurnaliști, noi știm asta. Când se întâmplă un incident cu un cetățean român în afara țării, există o celulă de criză la Ministerul de Externe. De data aceasta tăcere nu a existat, a apărut un comunicat târziu, ba mai mult te bufnește râsul, Ministerul de Externe se duce, bine, probabil că în urma presiunilor britanicilor, către NATO, deși NATO ieșise cu condoleanțe și cu o reacție. Și mai mult, mă întreb, noi nu suntem stat membru NATO și al Uniunii Europene, până la urmă, de ce, ce interese aveai? Nu, dar de cine ți era frică? Frică exact. În situația în care tu ești bine apărat, avem două... Că e delicat așa. Păi cum să fie delicat? Pentru că e vorba de un cetățean român și tu trebuie să dai dovadă de consecvență, clar, de rapiditate în avea o decizie. Pentru că celelalte țări... Da. Și mai, pe lumea asta mai sunt și țări nenorocite, domne, cu terorism, cu alte nenorocite. Da. Când văd că cetățenii români nu sunt protejați, păi știu foarte bine ce se întâmplă. Haideți să vedem și care e reacția politicienilor care ne reprezintă la Bruxelles. Eugen Tomac și Gheorghe Falcă, vă salut, domnilor. Bună seara. Bună seara. Da, domnul Falcă, vă aud pe dumneavoastră. Cum ar trebui să reacționeze România într-o asemenea situație? Vorbim despre marinarul ucis în atacul cu dronă. Eu sunt sigur că instituțiile statului au acționat și întotdeauna pentru a fi o acțiune concretă și rapidă, nu trebuie să dai un mesaj imediat public. Și eu cred că instituțiile statului care... sunt apreciate pe acest domeniu la nivel european și nu numai, au făcut ceea ce s-a putut în acest domeniu. Cam ciudat, totuși. A fost cam multă tăcere, domnule Falcă. Primele zile au fost îngrijorător de tăcute din partea la vârful statului român. Noi, ca jurnaliști, am așteptat o reacție imediat citind în presa internațională. Am așteptat o reacție din partea Ministerului de Externe și a șefului statului. Din partea șefului statului nu avem nici în acest moment. Știți foarte bine, suntem stat membru NATO și al Uniunii Europene. Da, ați văzut comunicatul NATO, ceea ce înseamnă și România. Exact. Ce înseamnă și România, da? Exact. Deci suntem împreună.
Nu poți să ai o altă poziție decât poziția de acolo. Da. Ceea ce ar trebui să fie îngrijorător pentru cei care reprezintă statul român este că sunt foarte multe critici care vin din partea ziariștilor străini. Și aici mă refer la Deutsche Welle, am citit lucrul ăsta. Mă refer și la cei din Marea Britanie și cei din America. Deci lucrul ăsta că suntem stat membru NATO este foarte bine, chiar este îmbucurător pentru noi cetățenii care trăim în România, dar să știți că și statul român ar trebui să aibă o poziție mult mai fermă în situația de genul ăsta. Pentru că, într-adevăr, este o situație de război acolo. Dar cetățeanul român marinar avea o activitate de natură comercială. Exact. Omul își făcea treaba și a murit ca un civil nevinovat. Măcar situația asta trebuia reliefată extrem de rapid, cred că nu deranja pe nimeni. O victimă a unui conflict diplomatic, de fapt. Despre asta vorbim. Este o victimă colaterală, vă dați seama. Înțeleg că ministrul de externe a cerut explicații. Le-a primit până la urmă? Este o anchetă cerută la nivel internațional. Domnul ministru s-a raliat poziției altor instituții și altor state, însă noi avem și un parteneriat strategic cu Israelul, care a fost vehement și a cerut solidaritate în privința acestei anchete, pentru că a fost atacat acel petrolier, se știe conflictul dintre Israel și Iran. Probabil că va fi o anchetă, însă domnul ministru a cerut, într-adevăr, o anchetă la câteva zile după moartea acestui cetățean român. Repet, celulă de criză nu am văzut. Să aflăm adevărul până la urmă, așa cum se întâmplă în cazul cetățenilor români aflați în poziții dificile sau chiar morți în afara țării. Reproșurile ar fi că nici măcar la nivel european reacția nu a fost Nu a fost fermă. De la început. Aici se știe, există o duplicitate, o poziție delicată a europenilor în relația cu Iranul. Acum se pare că ei se așteptau probabil ca după mandatul lui Donald Trump, Joe Biden să nu fie, după ce Trump a retras Statele Unite din acordul cu Uniunea Europeană cu Iranul, până la urmă administrația Biden în acest conflict a fost foarte vehementă. Prima reacție a venit de la secretarul de stat american Blinken. Europenii au sosit după, dar a fost o reacție a șefului diplomației europene, Josep Borrell. Da. Îl salut și pe domnul Tomac, pe care l-am anunțat înainte. Bună seara! Bună seara! Cu dumneavoastră încheie acest subiect pentru a trece la altul foarte interesant pentru România, pentru că discutăm de vreo câteva luni bune încoace Planul Național de Redresare și Reziliență și cum a apărut el în presa, nu din România, ca să nu fie acuzată doar presa din România, ci și în presa din Germania. Dar vă întreb despre reacția României în privința acestui marinar român ucis în atac cu dronă, reacția care pentru unii pare așa foarte, foarte calmă, foarte inofensivă până la urmă. Bun, aici aș fi un pic mai rezervat dintr-un simplu motiv. Noi nu avem o tradiție în a trata asemenea situații de război cum au alte state. Corect. Doi, ca stat membru NATO, în primul rând te consulți cu aliații înainte de a emite orice punct de vedere. Cred că din aceste rațiuni, oarecum poate fi privită cu o ușoară întârziere poziția statului român. Dar nu cred că trebuie pusă în cheia lipsei de reacții sau de interes. Pur și simplu trebuie privită exact, cel puțin așa o văd eu, ca o reacție ușor primită de opinia publică cu întârziere, tocmai din aceste rațiuni. Noi nu avem în oameni în zone de conflict, noi nu suntem în această regiune atât de activ cum sunt alte state. Evident, Israelul este o țară aflată continuu în război, deci
ei cunosc foarte bine toate elementele, cu atât mai mult în relația cu Iranul e un conflict deschis de foarte mult timp. Bun. Și cred că poziția noastră trebuie armonizată foarte bine. Tocmai din aceste rațiuni, cred că pare că a venit destul de târziu reacția oficialilor români. Vă dau eu cheia atunci pentru a face trecerea. Urmărim cu atenție și îngrijorare? Urmărim. Nu știu dacă câtă îngrijorare este. Am înțeles. NATO să avem o reacție oficială pe aspectul ăsta, că nu declarăm război nimănui. Deci nu, nu e vorba de așa ceva. Nu e vorba de așa. Să iau o poziție referitor la lucrătorul meu de acolo, care avea o activitate comercială, activitatea lui de zi cu zi, a fost o victimă colaterală, măcar lucrul ăsta. Eu nu trebuie să vorbesc cu NATO, pentru că eu nu declar război nimănui în situații de genul. Bineînțeles. Doar bineînțeles. Am o poziție fermă pe aspectul ăsta. Aici a fost criticat președinția și Ministerul Afacerilor Externe, exact de presa germană, nu de presa din România, că din presa România o lăsăm, asta e viața. Pot să vă dau cronologia, că acum mi-a amintit domnul Toma când vorbim de NATO. NATO a dat un comunicat, era, cred că pe la ora 16, să zicem, și reacția Ministerului de Externe al României a venit a doua zi la aceeași oră. Deci au trecut 24 de ore când NATO a dat un comunicat, numele statelor NATO, membre NATO, că exprimă condoleanțe României și Marii Britanii. Acolo am aflat că un cetățean român era mort într-un conflict armat. Da. Și tot în presa germană, te rog, pentru că am avut o reacție directă a președintelui în divel... Legată de PNRR de această... De PNRR, da, despre care am tot discutat, am postrat ultimele minute din această ediție. Pentru că tot vorbim și iată ce a apărut în divel, faptul că România nu este nici pe departe pregătită și este tot în coada clasamentului. E legat de PNR și jurnalistul german, și aș vrea să precizez, de la Die Welt, care e o publicație respectabilă, este cel care a scris articolul, este jurnalistul acreditat la Bruxelles, cu acreditare la Comisia Europeană, deci are resurse clar și nu poate fi acuzat. Cum domnul președinte, mă rog, a fost destul de civilizat în exprimare când mi-a răspuns la această întrebare. Totuși eu știu că un jurnalist acreditat la instituțiile europene și domnii europarlamentari știu ce înseamnă. Acel jurnalist are informații. A spus că Comisia Europeană va respinge planul nostru de redresare. Domnul președinte a recunoscut că nu e un plan perfect, ceea ce am văzut cu toții. Haideți să nu mai scăldăm. Haideți, da. Puneți dumneavoastră. Pară cu PNRR-ul. Chiar vă rog. Asta a dat-o, nu? E clar. Problema este... Adică deci pentru... să nu mai scăldăm. Corect. Am dat-o așa în pară. Așa este. Atât și o discutăm de un an de zile. Problema este nu, și... Nu, atât timp cât după există state care își primesc deja banii. Da. 6, pentru deci a susține economiile naționale. Iar noi ne aflăm în coada clasamentului și nici nu avem certitudinea că vom primi în acest an banii pe care, conform regulamentului stabilit, trebuia să-i primim. E o situație jenantă pentru noi ca țară, indiferent cine guvernează. Domnule Falcă, din acest punct, da, vă rog. Din acest punct de vedere, nu trebuie să o mai scăldăm. Corect. Ce sumă? Am dat-o în bară și ministrul fondurilor europene sau negociatorul ăsta are obligația să vină să explice ce se întâmplă, pentru că aroganța nu ajută. E ascuns, domnule Tomac, nu-l vedem. De aroganți. Și au încheiat-o prost. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este regretabil că un subiect atât de important, vital de altfel pentru noi, pentru următorii ani, este tratat într-o cheie politicianistă. Punct. Restul pot exista circumstanțe, explicații, cât vreți. Realitatea este una singură. Corect. De un an de zile criticăm lucrul ăsta, da? Este a treia sau a patra oră cu probleme. Pe mine, edificator, sunt două declarații. Prima declarație a premierului României Câțu, care a spus că o să ia toți banii, și dacă ne uităm acum două săptămâni, asta vorbea că era în campanie electorală, iar președintele la Comana, acum în weekend, a spus foarte clar că planul nu este perfect, acest plan de redresare și reziliență nu este perfect, da, și vor fi anumite capitole care vor fi respinse. Așa. Păi cine să mai cred? Cu siguranță de asta a premierului de 29,7 miliarde vor fi clar în România, iar președintele spune extrem de clar
dar tot pe acest, da, acest în condițiile în care evaluarea se face la final de septembrie. Deci este clar, da? Clar, nu este perfect, nu a fost exact pe matricea care a cerut-o. Pe cine să credem, domnule Falcă? Pe președinte. Și cum facem? Pe președinte, cred. În primul rând, trebuie să credem ceea ce s-a și spus, că s-a prelungit etapa de negociere. Evident, etapa de negociere s-a prelungit pentru că anumiți indicatori nu erau, să spunem, bine dimensionați, dar de aici, de la etapa de negociere, care noi estimăm că se finalizează în septembrie anul acesta, credem că la finalul acestei negocieri România va semna programul național și evident românii vor beneficia de acești bani, iar noi, administrația centrală și administrația locală, trebuie să punem proiectele mari pentru România în practică. De ce? Că unii politicieni spun că nici măcar pentru avansul acela de aproape 2 miliarde nu suntem pregătiți pentru că n-am demarat licitații, n-am făcut nimic, practic. Acum știți că o să vedem când avem, să vedeți că pot fi... Păi tocmai asta e problema. Președinte, a spus foarte clar că nu este perfect. Deci da, clar, da, nu va fi realizat, cum spune domnul Cățu, 29,7 miliarde. Păi dacă domnul președinte spune clar, da, că planul nu este perfect, că va fi respins, va fi respins... Nu, Doamne ferește. Nu, nu, parte din acest plan, deci nu toți pilonii de dezvoltare a Uniunii Europene vor fi respinși. Nu spun tot, că împrumuturile le vom avea, asta e clar. Suntem obligați să avem toți pilonii. Sper să fie. Sper să fie. Da. Eu sunt la Alba Iulia și trebuie să intru să țin un discurs. Vă mulțumesc de înțelegere. Da. Succes. Și noi. Succes. Succes. Da, domnule Tomac, haideți să tragem o concluzie. Ați tras o dumneavoastră înainte, dar până la urmă, ce facem? La Sfântul Așteaptă primim banii aceia? Nu, banii vom primi, pentru că există interesul Comisiei să se aloce aceste resurse. Comisia trebuie să dea bine în poza finală că a susținut toate statele. Problema este când îi vom primi și dacă vom fi capabili să investim pe toți, pentru că acolo sunt niște criterii foarte stricte. Da. Și în cazul în care nu îți atingi obiectivele prevăzute în calendar, riști să pierzi toți banii, să-i întorci înapoi. Corect. Deci să nu ne trezim în această situație. Aici este temerea mea. Și mai există o problemă. Poate politicienii își doresc anumite lucruri să se întâmple, dar cred că avem o problemă de sistem complicată. Avem un sistem mult prea greoi, care ia decizii foarte greu și le implementează incredibil de greu. Deci, din acest punct de vedere, dacă nu va exista un consens politic și o vom da tot în dezbateri politice pe teme care țin de infrastructură, de sănătate, de educație, domenii cheie pentru societate, vom bate pasul pe loc și distanța între noi și restul țărilor europene va fi din ce în ce mai mare. Asta este marea tragedie. Știți care este problema principală? Că prin acest plan nu trebuie să satisfaci toate UAT-urile. Că sunt unii pe acolo, că vor neapărat să primească bani pentru lucruri care nu pot fi decontate de către Uniunea Europeană. Asta e problema lor. UAT-urile astea. Păi asta e adevărul, că vor să-și facă fonduri separate, să ducă să-și ia din buget. La văzut pe domnul Cățu, m-a apucat râsul. Marele reformator al României. Păi în ce situații? Cum faci lucruri de genul ăsta? Le promiți celor de la UAT-uri că ai interes acum? Așa se explică de ce oare a fost secretizat și noi n-am știut. Da, până și bulgarii l-au dezbătut public, am citit. Păi da, dar ca să discutăm. Păi, planul național al Italiei a fost dezbătut public în ianuarie, a fost public și au luat 191 de miliarde de euro. Cam 20%. Noi îl dezbatem după, eventual. Păi nu, da, acolo e Mario Draghi. Discutăm de Mario Draghi și aici discutăm de cine discutăm. De-aia suntem în situația asta. Da, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă mai aștept la discuții pentru că sunt multe de dezbătut aici. După pauză, o ediție incendiară, atenție!